Tor. Bună, bună, bună de la gura sobei. Cu bunica, desigur. Numai ce mi-a povestit o poveste, o poveste demnă de poveștile lui Ion Creangă. Eu și-am uitat, de fapt, pentru că mi-aduc aminte când eram copilă, bunica mi-a povestit această poveste. Este vorba de povestea bunicii atunci când avea 7 ani și a căzut în fântână. Ia povestește, cum a fost? La 7 ani făceam mâncare eu, că mama era la pământ. La 7 ani făcea mâncare? Da, făceam mâncare. Și am venit la apă să iau o căldar de apă și a scăpat coarba. Și când m-am plecat, dârdâie fântâna tare, zic că vei moșneagul și-a să mă ocărască. Și am apucat de frânghii și m-am dus în fântână. Dacă am mai strigat, am răcnit, nimeni nu a auzit să vie. Asta ce era? Primăvara, vara? Era toamna, toamna. Toamna. Și era deja spre... era frig. Deja era în august. În august spre toamna. Pe urmă, când m-am dus la școală, băieții mă întrebau, cum e în fântână? Da, dar ele spuneam, cum e apă rece și cum aș ce e? Da. Deci ai căzut în fântână? Ai cerut ajutor? Da, și m-a zvârlit în sus. Te zvârli ca pe minge. Nu știam că apa rece, sursa de apă, te aruncă ca pe minge. Da, de atâta că e izvor mare. Da. Și m-a zvârlit în sus și eu m-am prins de frânghie. Și așa zut acolo, nu țin minte cât așa zut, dar de mult țăpinem la mână. Păi da, pentru că ea s-a prins de frânghia care era, nu era o coardă, era o, din ce era făcut? Din blea și că când mi-o tăie. Te tăiau la mâini, da. Mi-o tăie, dar nu tăie, dar și până la sânge, numai cât era crăpături. Da. Și cine te-a scos? Cine te-a salvat? Am spus că a venit soldață, dar eu nu am vrut, ce să mă duc la zăstav? Da, noi aici suntem pe malul Prutului și sunt grănicierii. Grănicierii au venit să o salveze, dar ea cât de mult a stat acolo, a înțepenit de frig, s-a prins de frânghie și cu picioarele se ținea de bolovanii aia, de pietrele care e făcută fântâna în formă rotundă, da, nu? Da. Cu bolovanii, noi cu mamă cu tuburi. Da. Dacă erau tuburi, mureai deja de atunci. Da, dar cum? Nu aveam de ce mă prinde. Da. Și spun că... Și până la urmă, ea de frică, nu s-a lăsat salvată de grăniceri. Cine te-a salvat până la urmă? Moș Vasile. Moș Vasile e vecin. Da, vecinul. Da. El s-o vărăze și mă vări eu că mă cunoaște. El a adus o caldare mare și l-a pus în caldare. Da? Erau lumii mai mult s-o strâns dacă mama o răcnit. Da, străbunica mea, tot Natalia o cheamă, a trimis pe fratele Natalia să vadă de ce nu vin la fântână. Da, de ce și el s-a dus la apă și noi, caldoare. Da, și când s-a uitat în fântână, mamuca, noi zicem mamuca Marioara era în fântână. Dar eu și-am uitat de această poveste. Eu eram copilă când ne-ai povestit și când mi-a spus asta, zic, da, iată, e o poveste demnă de povești la gura sobei și zic, trebuie numai decât să o pun pe YouTube, pentru că mi-aduc aminte anul trecut când am fost aici la povești, a avut succes mare poveștile bunicii. Nu. Nici nu m-a lăsat să dorm în seara și v-a adus arbonie și-o cântat. De ce? Tătă noapte, că să nu dorm și spaimă. De spaimă. Să nu te lăsa să dormi? Nu m-a lăsat nici mama, că nu dormi, tot mă halau să strâns. Și cânta muzica? Cânta, era aici unul cu armonie. Bune o loriță. Da. La baba Natalia. Și baba i-o zisea că merge. Am uitat și cum îl cheamă pe dâns. Da. Zice, a merge și a cânta și nu doarmă, că dacă doarmă, să aibă spaimă. Da. Ce interesant. Da, eu știu că chiar și când eu eram micuță, aveam foarte multe convingeri, credințe, de-astea credeam în ceva, iată, trebuie să faci asta. Descântatul era, de exemplu, dacă te speriai de... Nu, descântat. Știu, descântat, da.
sau de câine, sau de mai știu ce animale și da, într-adevăr atunci erau tot soiul de obiceiuri, de tradiții. Apropo, se mai fac șezătoare acum la noi? Nu. Nu, păcat. Că aș fi făcut o șezătoare aici în sat, aș fi strâns mai multe generații și să stăm la povești. Nu-ți fac de atâta în fiecare. Au televizor. Au YouTube, au televizor, da. Pentru ce? Și n-am nevoie să fac șezătoare. Dar nici nu-i ce lucra. Da, dar păi nu mai ți-a să iată-ți ce covor frumos, nu? Nu ți asta câți ani are covorul ăsta? Păi de mult, Natasha, și eu am avut de când nu ți-a să. Tot e de mult. Da, da, da. Iată ce înseamnă calitate. Da. De când s-au făcut toate astea. Da. Cu bunica ți-aduce aminte când coseam la, noi ziceam, odeal. Odealuri. La odealuri. Da, odealuri. Ce-i rog odeală? Ai căsut, da? Și ea era bună, ea era meșteră, era faimoasă în sat, da, întotdeauna. Da, e cosă o dealul. Ea singură era unica care cosa? Da, pe urmă ne-am șlani să stă cosă. Ah, da, da, da. Și ea și cosa și la mașină, la mașina de cosă. Da, da, și vezi și la mașină și cosă și o dealul. Mi-aduc aminte cât de bătrână era, dar știam că spună NAC, vedea să spună NAC. Da, e că eu nu văd. Iată așa. Nu pot pune NAC. Sper că v-a plăcut această poveste. Nu uitați să comentați, să distribuiți acest mic filmuleț. Și eu revin cu câteva interviuri aici, deoarece am ajuns să-mi fac pașaportul în Moldova. Și am dat deja 4 interviuri în prima zi când am ajuns. Mi-am făcut pașaportul, eu am fost foarte activă. Mâine iarăși o să am interviu la Chișinău 3 și cred că miercuri să am vreo 2 interviuri și poate joi sau vineri o să merg la o emisiune în România, sper. V-am pupat, toate cele bune și la mulți ani! Yeah. Da.